În timp ce actuala guvernare refuză să aloce banii pentru salariile asistenților, obiectivul esențial al Partidului Social-Democrat este siguranța sănătății românilor. Programul de guvernare pentru 2021-2024 are 5 direcții strategice de acțiune în domeniul sănătății. Aflăm care sunt acestea chiar acum. Partidul Social-Democrat poate să combată eficient pandemia de COVID-19. Pilonii strategiei PSD pentru siguranța sănătății românilor sunt comunicarea profesionistă, testarea masivă a populației, creșterea capacității de intervenție și tratament, inclusiv prin dublarea paturilor ATI, ruperea lanțurilor de comunicare prin anchete epidemiologice rapide și complete, sprijin eficient pentru medici, centre medicale și companii afectate de pandemie, dar și lansarea în forță a producției de medicamente anti-COVID în România. Ce părere aveți despre inițiativa de a se testa masiv populația? E o părere bună. Trebuie că astfel nu scăpăm de olerea asta de COVID sau asta. Da, e un lucru pozitiv. Trebuie testat și, bineînțeles, luate măsuri în funcție de testele astea după aceea, da? Să se testeze, vă dați seama, ar fi mai bine. Ce părere aveți despre inițiativa Partidului Social Democrat de a testa masiv populația și de a oferi... E foarte bună. Sunt de acord cu ea de acum 5 luni, 6 luni. E foarte bună ideea. Asta e singura soluție, testarea în masă. Și de asemenea, Partidul Social Democrat dorește reabilitarea și modernizarea spitalelor de urgență. Sunt întru totul de acord și eventual nu numai reabilitarea lor care arată jalnic, cât și construirea altor spitale, pentru că chiar e nevoie de spitale noi. Asta era unul din obiectivele lor, dar dacă nu mai sunt la guvernare, văd că ceilalți nu-i interesează. Sănătatea e pe ultimul plan, probabil. În următorii 4 ani de guvernare, PSD se va concentra pe investiții care să aducă rapid beneficii concrete sănătății publice. Sume consistente vor fi asigurate pentru reabilitarea și modernizarea spitalelor de urgență. PSD dorește să schimbe percepția actuală, oamenilor să nu le mai fie teamă că riscă să moară în spital. Partidul Social-Democrat a arătat și când a fost la guvernare, că sănătatea reprezintă unul din obiectivele principale ale sale. Ca exemplu, pot să vă dau un spitalul județean din Drobeta Turnu Severin, aparatură. În ceea ce privește aparatura, RMN-ul, radiologia, sunt 4 aparate noi de radiologie, avem stație de sterilizare și multe alte aparaturi aduse în special pentru a spori capacitatea de tratare a pacienților. Clădirile vor fi renovate, cum am arătat, ambulatoriul de specialitate al Spitalului Județean, deja s-au început lucrările de construirea unei noi clădiri, de extinderea spațiului, UPU, Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean, se va construi o nouă clădire, se va extinde, se va moderniza. Întreg Spitalul Județean va fi modernizat, sperăm cât de curând, anul viitor, să începem lucrările. Spitalul de la Vânjul Mare, Spitalul de la Strehaia, deja lucrările sunt într-un stadiu avansat. Pe viitor sperăm să continuăm, vom termina ceea ce am început și vom spori mai mult capacitatea de tratare a pacienților. PSD dorește ca pacientul să fie pe primul loc. Se propune formarea programelor naționale de sănătate, va reduce birocrația medicală, va introduce digitalizarea pe scară largă, nu va exista școală fără acces la cabinet medical. 59,2 miliarde de euro, acesta este bugetul total pe care guvernarea PSD vrea să-l aloce sănătății pentru 2021-2024.